Regulamentul în formula aceea care este astăzi adoptată a concretizat subiecți care pot fi membri a fracțiunii. Deci sunt două grupe sau două variante de fracțiune. Prima variantă care este formată în baza deci listelor concurenților electorali și a doua parte, deci fracțiunea care poate fi formată din rândurile celor care sunt neafiliați, independenți sau cei care n-au număr necesar pentru a forma fracțiunea, chiar din cei care au trecut pe lista electorală. Formula care este astăzi adoptată permite ca noi, cei 5 deputați neafiliați, să avem dreptul să formăm fracțiunea a noastră. Deci, fapt despre care noi deci vom declara conform legii la ședința respectivă, după ce legea va fi promulgată. Ce de la mișcarea Acțiunea Europeană vor face parte din fracțiunea dumneavoastră sau nu? Eu nu văd astăzi temei și motive pentru ca dumnealor să intre în fracțiunea a noastră, deoarece noi din start, evident că avem unele divergențe din punct de vedere scopurilor noastre, programele, deci politice a partidului, la vedere care noi le prezentăm. Deci eu spun că nu vor fi, evident, că membrii acestei fracțiuni. Noi le-am oferit un drept. Dacă o să bată, nu o să câștige. Așa că trebuie să înțeleagă, nu să se bată. Fiecare dintre noi depinde să folosește dreptul ăsta sau nu se folosește. Cum se folosește? Parțială, prin bună înțelegere sau nu? O să vedem, timpul o să ne arăte. Ei, discriminare. Care discriminare aici? Domnul președinte, în contextul... Primul rând, știți că regulamentul prevede că scoțite o fracțiune trebuie să ai numai puțin de 5 deputați, așa? Domnule, tot e discriminare. Înseamnă că și un deputat poate să formeze o fracțiune, dacă am luat cuvântul discriminare. Păi da, iată, nu se mai găsească trei, poate rup de la PD, de la PL sau PLDM sau de la comuniști și poți să fac fracțiune.